Ștefan Popescu, din Cluj. Te-ai mutat în București pentru a-ți termina studiile. Auzi? Să nu cumva să mai faci ceva prin cartierul ăsta, că o să ai probleme. Am înțeles. Bă, ne-ai spus tu, înainte să venim aici, că ne mutăm la liceu? Da. Și că ai citit un băiat care se numește Bani. Am înțeles. Colegi de cameră. Eu, cu fraierii ăștia doi? Da, o să fie bufat. Nu trebuie să știe nimeni de grupul ăsta. E un grup închis. Uite, notează-ți numărul și rămâne să ne vedem. Pe la ce oră? Găsești un băiat pe care să-l fraierești și trebuie să iei banii cât se poate de repede. Asta-i treaba ta. Te ocupi de el, da? Fene, 70% din ce faci, îmi dai mie și trebuie să mă dorim cu ce faci, da? Bani. Erau 700. Am stabilit 500, rămâne 500. Bă, frate, hai că e încurcată rău treaba. Au venit unii la noi în cămin și l-au luat pe Robert. Ești gata? Pentru ce? Să-l scoatem pe ăsta, nu-i pe de aici. Hai.